mic, am doar 28 de ani. Fac agricultură împreună cu tatăl meu din copilărie. Îmi place să fac agricultură pentru că asta mă face să mă simt liber. Îmi place să lucrez pământul. Îmi place să dorm în câmp sub cerul liber, știind că asta ce fac, hrănește nu doar familia mea, dar bucură și pe cei din jur. Cel mai mare compliment pentru mine, mulțumire, este când oamenii se apropie de mine și spun: Costea, eu vreau hărbuș de-a tăi, eu vreau poamă de-a ta, pentru că știi cum o crești. Îmi place. Dar tare nu-mi place că sunt mințit și umilit. Tare nu-mi place când cineva își bate joc. Când cineva își bate joc de munca mea și de agricultorilor în general. Tare nu-mi place asta. Igor Dodon spune că ar trebui să încercăm să-i ajutăm pe toți, inclusiv pe cei care au 30 de sote lângă casă. Eu am intrat pe AIPA ca să văd ce documente am nevoie pentru a primi ajutor de la stat. Și am aflat că suprafața minimă pentru a primi ajutor de la stat este de jumătate de hectar, adică 50 de sote. Am aflat că trebuie să am un cont bancar în valută națională. Am aflat că trebuie să am un act de constatare a pagubilor, întocmit până pe 20 iulie 2020. Și am aflat că trebuie să am o copie actului de înființare a plantațiilor perene, întocmit conform legislației. Câți dintre voi au aceste acte și pot să ceară ajutor de la stat? Statul nu este interesat să-l ajute pe Costea Vrabie. Costea e... Costea este un agricultor mic, trebuie subvenționat, are cerință, mai și protestează, este mic și incomod. Este mai ușor să leși mormanii mierile toamna pe deal să putrezească, ca deja în ianuarie să importezi mierii din alte țări. Este mai ușor să exportezi cereale, chiar și primăvara, atunci când agricultorii deja au bătut alarma că este secetă. Da, e mai ușor să importezi, să exportezi din alte țări, pentru că așa ai bani grămadă. Pentru ce trebuie să-ți bați capul de agricultorii țării?